Groapa de gunoi de la intrarea în municipiul Curtea de Argeș a fost considerată neconformă și a fost închisă oficial în vara anului 2011, însă în această primăvară locuitorii din zonă s-au trezit cu gunoaiele în propriile gospodării. În ultima conferință de presă, primarul Nicolae Diaconu a declarat că groapa de gunoi va fi închisă din punct de vedere ecologic. Groapa noastră va fi închisă, este închisă în sensul numai de depozitare, va fi închisă din punct de vedere ecologic. Acoperit cu acele copertine speciale din un material care nu permite să degaje și cu pământ. Pe o tehnologie clară de închidere a gropilor. Iar lângă ea va fi puțin degajat terenul, lângă ea se va construi stația de transfer. Deocamdată nu există un termen limită pentru finalizarea lucrărilor. Se vor organiza licitații în urma cărora va fi desemnată o firmă specializată. Stația de transfer se va adresa tuturor, întregii zonii de nord a orașului, începând cu Valea Topologului, Valea Argeșului și mai este în discuție de a se construi sau nu în Domnești o stație. În momentul de față, municipiul Curtea de Argeș se află în stadiul al doilea, în cadrul proiectului de management al deșeurilor integrate în județul Argeș, la care a aderat în urmă cu 2 ani.